Dacă în alte localități hunedorenii au votat pentru schimbare, la Orăștie localnicii au votat pentru continuitate, acordându-i primarului Ovidiu Bălan un nou mandat cu un rezultat care nu doar că îl onorează, dar îl și responsabilizează. 72,6% dintre orăștieni l-au dorit în continuare pe Ovidiu Bălan la cârma primăriei. Contracandidații săi se situează la mare distanță, respectiv Alexandru Teodorescu de la AUR cu 11% și Adrian Bota de la PNL cu 8,56%. De menționat că este al treilea mandat din cele patru în care Ovidiu Bălan a obținut peste 70% dintre sufragiile locuitorilor. Este al treilea mandat care cei din Orăștie mi-au dat încrederea cu peste 70% din totalul celor patru mandate. Deci mă bucur, cred că oamenii au apreciat ceea ce am făcut în anii aceștia. Sigur că am avut așa o recunoștință pentru toată lumea care a venit la vot și vreau să le mulțumesc celor câteva mii de cetățeni care s-au deranjat și au venit la vot și și-au exprimat votul în favoarea mea pentru cel de-al patrulea mandat. Cu 11 din cei 19 consilieri locali, Ovidiu Bălan are și o majoritate confortabilă în Consiliul Local, din care vor mai face parte, începând cu luna octombrie, în premieră, 3 consilieri AUR și un independent. O pierdere semnificativă a înregistrat PNL la Orăștie, reușind să obțină doar 2 mandate de consilier local față de 6 la alegerile din 2020.